Володя, Петя, тари мама бокурос, бой чего покотла мама. Владик. Так что, виним кукадор, не дучим ку картофьку, сырой, ку чапа. Я околу. Cine cu drag te-a legănat în brațe, cine te-a purtat? Cine de mic somnul ți-a vecheat? Când ai căzut, te-a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lăcrima. Când primii pași ai încercat, pe cine întâi tu ai strigat, lângă ea de frică ai uitat. Ea toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit. Bună seara, bună seara! Mergem în casă sau rămânem aici? Mergem în casă sau rămânem afară? E ziua dumneavoastră de naștere și aveți o surpriză de la cei dragi. Rămânem aici să ne latre câinile sau mergem în casă? Poftim, mergem! Noi vă spunem bună seara, vă salutăm cu mare drag, cu mare respect și vă dăm mâna. Numele meu este Iulian și fac parte dintr-o echipă care organizează surprize la domiciliu. Prin urmare, astăzi, dumneavoastră sărbătoriți ziua de naștere. Avem dreptate? Da. Și cam câți ani împliniți? 81! 81! Dar poate 18 totuși. Aha! Aha, era bun, da? Era, nu contează ce vârstă dumneavoastră împliniți, totuși, noi susținem faptul, dar nu numai noi, dar și cei dragi, că dumneavoastră aveți 18 ani în suflet. Ochișorii dumneavoastră ne șoptesc 20 de ani. Buletinul spune el un lucru. Spune că aveți 81, dar nu-i trageți atenția. Mergeți înainte, zâmbiți mereu, luați în calcul doar lucrurile bune. Fiți mereu pozitivă, fiți mereu energică, sunați-vă copiii, sunați-vă nepoții, luați-vă la oaltă cu vecinii, cu apropiații și veseliți-vă. Dar unde sunt oaspeții? Eu nu înțeleg. Ce l-ați chemat Mahalagii? Schiuiți-o leacă. Mie n-a să vii dânsă copilul micare. Aici nimere nu trăiește. Aici tot nimere trăiește. Eu la mijloc trăiește. Am înțeles. Da. Dacă totuși dumneavoastră nu aveți oaspeți, am venit noi, un pic nepoftiți. Mai nu ne-ați alungat, dar totuși dorim să vă spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dumneavoastră să trăiți și să trăiți mulți ani fericiți. Să ajungeți poate 100 de ani, pentru că la 81 arătați foarte bine. Și dacă doriți, vă dau un scaun să vă așezați sau puteți. Poate ați obosit. Nu, sunteți în forță, tare îmi place de dumneavoastră. Cum credeți, la 81 de ani, cu câțiva copii, cu câțiva nepoți? Doi băieți. Pe nume? Petrică și Volodea. Petrică și Vladimir. Și câți nepoți? Două, una Tonicica, una Vladic. Aha, Vladic și Tonicica, Antonina și Vlad. Și cum credeți, astăzi noi am venit pe capul dumneavoastră cu multe cadouri, printre care se numără flori, șampanie, coș cu fructe, o felicitare, o diplomă. Cum credeți, de la cine vin toate aceste cadouri? Eu știu de la cine. Cineva vă iubește, cineva vă apreciază, cineva v-a cântat astăzi prin intermediul nostru la mulți ani. Și până dumneavoastră vă gândiți cam de partea cui ar putea veni surpriza, vă mai spunem o dată, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Și cum v-ați emoționat, Oleacă? Adică asta eu nu știu.
Așa este firesc, dar totuși, astăzi, sunteți sărbătorită și meritați multe cadouri. Nu plângeți, nu plângeți, nu trebuie. Și chiar dacă lacrimile au izvorât, sunt prezente, să fie de fericire, să fie de dor, dar nu de tristeță. Cât sunteți norocoasă, aveți doi copii, doi băieți, aveți o noră, aveți doi nepoți, care vă iubesc foarte mult și astăzi ne-au trimis aici ca să vă felicităm. Unde Mirișou, ca la Chișinău. Da. Un băiat trăiește la Chișinău, dar al doilea? Doilea, 47 ani are, nu-i surat la Germania. Așa. Și nepotul de acum să... Unul de la Chișinău mărdăcești și altul tocmai din Germania. Da, da. Și iată că au contribuit, amândoi s-au gândit, măi, cum să o felicităm noi pe mama? Pentru că merită toată atenția noastră și merită și un buchet extraordinar de flori cu nuanțe roșii, pentru că roșu simbolizează dragostea, dragostea lor față de dumneavoastră. La mulți ani, 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 la cât mai mulți ani, așa. Strigăm tare să audă toți vecinii, să acasă, nu să acasă, dar să audă, măcar și tot satul. Nicolaevca, căci doamna Anea împlinește vârsta de 81. Prea frumoasă vârsta de 81. Aici avem și un mesaj de felicitare pe care o să-l citim un pic mai târziu, dar cadourile nu se opresc aici, pentru că e sărbătoare. Și pentru că, dacă am băut lung la această șampanie, eu vă sfătuiesc în modul următor. Vă puneți la păstrare până când vor veni copiii dumneavoastră, până va veni Vladimir, până va veni Petrica, până vor veni nepoții Tonișca și Vlad, și o să închinați cu ei câte un pahar de șampanie, șampanie primită la vârsta dumneavoastră de 81 de ani. Felicitări și o să vă aplaudăm noi că-și meritați. Dar cumva vreți să ajungeți la 100? Nu, la 100, măcar la 90. Măcar la 90, tare îmi place cum gândiți. Florile așa le lăsați un pic la o parte. Nici n-am stat la bolniță, nici acolo, nici o pilire, nici ceva. Am înțeles, sunteți puternică. Da. Nu, da. Cam greu, o să puteți să țineți. Ia încercați. Doamna Anea, să țin încă vreo 3 de astea. Dar noi totuși vă ajutăm, dați-i vă rog frumos drumul. N-ar nevoie. Multe fructe, multe vitamine, toate pentru dumneavoastră. Fie ca sănătatea să fie cea mai bună prietenă, să mergeți pas în pas cu ea, să aveți noroc, să aveți succes și aveți cât mai multe bucurii. Dați-mi vă rog frumos voie să o pun înapoi pe masă, să nu vitunăim prea mult. Ați pus acest buchet într-o parte, dar totuși aici a rămas ceva. A rămas un mesaj de felicitare, scris de feciorii dumneavoastră. Asta, Valodea și Petrica. Mămica noastră scumpă, îți mulțumim din tot sufletul pentru viață, pentru dragoste și sprijinul pe care ne-l oferi de fiecare dată. Să știi că noi te iubim foarte mult și îți dorim cele mai calde urări de bine. Fie ca oricare zi din viața ta să fie plină de căldură, lumină și gânduri bune. Noi, mamă, copiii tăi, vom depune tot efortul ca să păstrăm armonia și înțelegerea în familia noastră. La mulți ani, din partea feciorului Vladimir, din partea soției lui, nepoata Antonina, nepotul Vlad și feciorul Petru, Petrica. Toți cei pe care i-am enumerat au scris această felicitare. Și vă îmbrățișează prin intermediul nostru, dați să vă îmbrățișăm și să vă spunem la mulți ani. Mereu să străluciți, mereu ochii dumneavoastră să fie senini, mereu să rămâneți așa, frumoasă, bună la inimă și un exemplu demn de urmat, un exemplu de mamă adevărată, de bunică, de gospodină. Am înțeles, sunteți o bucătăreasă extraordinară. Toți invidiază și toți doresc plăcintele dumneavoastră, clătitele sau cum le spuneți, blincicile, da?
Și pe lângă toate avem și un cadou bănesc pentru dumneavoastră. Feciorii au contribuit și au pus mână de la mână și v-am adus o pensie pentru a folosi așa cum doriți dumneavoastră. Să vă cumpărați deleguri, să vă cumpărați absolut orice. Sau păstrați-i până la nunta Antoninei sau până la nunta lui Vlad.14 octombrie, primește 20, 3 octombrie, primește Vladic 19 și tați o are nouă mașină, nu de să cătăiești, sunt strici, eu mă duc lângă Ciciu, la Germania, să câștigă acolo cu mâna mea mașină. Asta Vlad. Bravo, da, noi îl cunoaștem, eu o cunosc și pe Toni. Tony este colega mea de universitate, suntem într-o grupă. Pe Vlad tot îl cunosc. Pe feciorul dumneavoastră Vladimir tot îl cunosc. Sunt niște oameni, sunt niște oameni extraordinari, la fel ca și dumneavoastră. Și iată că, dacă spuneam că sunteți un om extraordinar, în semn de recunoaștere pentru toată grija depusă, dragostea emanată de o inimă mare, care niciodată nu a spus nu familiei, se acordă titlul de sunteți cea mai bună mamă și bunică din lume, doamna Ania Nicolaevna Arapadjun. Cu respect, familia dumneavoastră, formată din Vladimir, Petrica, nora dumneavoastră, care poartă numele de? Alesia. Alesia, Olesia, de la Vlad și de la Antonina. Acestea vă aparțin. Cum vă simțiți? Mulțumesc, 100 de ani de tot inima. Сам тесть, я кума фичори. Я Украина. 50 лет уже я сюда иду. Амунцелес. Ну не буграм, что мы сегодня вам везут. Мы сегодня вам фелиштат. И теперь мы просим вас поглядеть на камеру нашу и сели трансмитить чего фечорило. Луи Петрика и Луи Владимир. Вам гагузыхи со спуили. Володя, Петя, Тари, мало букурос. Voi ce au făcut la mama? Vladic, Tonicica și Alesca. Tot cinci. Eu iubesc pe voi tot sufletul. De la picioare până la cap. Da. Vă este dor de ei? Da. Vă este dor de ei? Da, da. Când i-ați văzut ultima oară? De Vladic nu-i de multe era aici. Volodia era la Blajin, Alesia era la Blajin. A Pete uze un an. Am înțeles. Păi iată că o să vină timpul când o să vă, când o să vă adunați toți la masa dată, încărcată cu bucate, o să desfaceți această șampanie și o să vă cânte atunci încă o dată la mulți ani, o să vă sărute, o să vă cuprindă și vă rog frumos nu mai plângeți, pentru că aveți copii care într-adevăr vă iubesc. Vă mulțumesc pentru faptul că i-ați crescut, i-ați educat, i-ați îndrumat, i-ați aranjat și le-ați spus unde este bine, unde este rău. Iată că toată munca dumneavoastră se revarsă încet și astăzi le-ați fost felicitate în asemenea mod. Vă rugăm în continuare să facem fotografii, dar vom merge afară că lumina e mai bună. Lângă ea de frică ai uitat, ea toată viața și-a jertfit. Doamna Ania, pentru că este ziua dumneavoastră de naștere, ar trebui să vă puneți o dorință. În timp ce răsună o dedicație muzicală care poartă numele de frumoasa mea mamă, noi o să ridicăm un lampion, un nebiesnic fanaric. Dumneavoastră să vă puneți o dorință, iar el o să ridice în cer. Încercăm? Încercăm. Doamna Ania, la 1,
2, 3, vă puneți o dorință și dați drumul. 1, 2, 3, dați drumul. Al cui dor e mai greu pe lume, cine nu are să o face pentru tine. Dorința dumneavoastră o să fie îndeplinită cu siguranță. Cine mereu greșea îți poartă, orice greșeală cine ți ia, cine o viață te așteaptă. Ți-a fost, s-a întristat. Tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb. Dați că vă ajut eu la strâns, nu-i nicio problemă. Mășcatele radu-mi, eu mă aduc cei de pe rând. Am să adună. Mășcatele ardei. Mășcate, mărunte, toate sunt bune. Nu. Iei mășcatele. Așa, venim cu cadouri, ne ducem cu cartofi, cu usturoi, cu ceapă. Ia acolo. Sfeclă aveți? Sfeclă avem? Sfeclă aveți? N-avem sfeclă. Acum și aducem sfeclă. Ajunge? Ajunge, doamna Ana, nu mai scoate. Să dea Dumnezeu mult sănătate, sunteți harnică și sunteți darnică. Cum am spus, de unde dai, de acolo ai, da? Da, da, da. Mulțumim frumos! Stai, acum mă duc. Când nu șești mătale atâta, bă? Trebuie de la oră 5 și scoală. Răsadul udat. Până la urmă și cu sfeclă ne-am făcut. Mulțumim, alegem chiar acum. Mulțumim frumos. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.